voturile n-au nicio valoare, cu siguranță e făcătură din partea producției. De ce să mai votăm? Contează votul nostru? Albert este foarte slab și nu mai aduce puncte. Iată, Andrei își dă drumul la glas. Andrei nu mai rezistă în comediția asta pentru că el este un om foarte, foarte bun. Omul nu vrea, omul promite, dar uite, să vedem de fapt adevărata fața a lui Albert. Salutare dragi prieteni și bine v-am găsit la un nou vlog, așa pe fugă zic eu, pentru că vreau să filmez astăzi vlogul ăsta și vreau să-l postez pentru că am să vă dau un răspuns. Am primit foarte multe reacții la storiurile mele de aseară și anume pentru faptul că eu îl susțineam pe Albert și vă spuneam vă votați Albert. De ce să votăm Albert? Ce se întâmplă în spatele camelor? Ei bine, fraților, la consiliu de aseară m-a enervat foarte tare faptul că 40-50 de minute, nu știu, foarte mult timp s-a vorbit despre Albert. Despre cum să-l denigrăm pe Albert, despre cum voi de acasă trebuie să știți faptul că Albert este foarte slab și nu mai aduce puncte. Și dacă, uh, citesc din Starlin, dacă voi o să continuați să-l votați și el va ieși pe primul loc, el nu mai rezistă în competiția asta. Păi, prietene... Dacă ăla e să favorit, care e problema ta? Cu ce te nemulțumești, cu ce te neliniștește? Frate, tu vezi de drumul tău, vezi de treaba ta. Păi, fraților, asta s-a întâmplat și la mine. La un moment dat a venit cineva la mine, când am fost în competiție, în primul sezon Survivor, cineva a venit la mine și mi-a spus, băi, Andrei, mai lasă-ne, frate, și pe noi să vorbim că ești prea mult în evidență și oamenii de acasă îmi interpretează altceva, cum că tu ai fi lider sau așa mai departe. Ei bine, dragilor, când mergi în competiția asta, nu mergi pentru Albert sau pentru altcineva, mergi pentru tine. Părerea mea este în felul următor. Fi tu bun, rupe tu pe traseu, adu puncte, susțineți echipa, leagă-ți echipa, câștigă puncte, câștigă victoria. Și așa vei crește în ochii publicului. Pe mine m-a enervat faptul că toți au aliat împreună, bineînțeles, cu Andrei, care, iată, Andrei își dă drumul la glas, Andrei nu mai rezistă în competiția asta, pentru că el este un om foarte, foarte bun și uite cum publicul de acasă votează pe cine nu trebuie. Uh, cumva mie unul, nu știu voi cum va simți, dar eu mă simt foarte prost, ca și cum mi-ar subestima inteligența. Adică eu de acasă nu văd că Albert este slab, nu văd că Albert are un moment prost din viața lui când nu mai aduce puncte, când nu poate să-și mai ajute echipa, dar asta nu pentru că nu vrea el, frate. Este absurd să spui că omul nu vrea, că omul promite, dar uite, Bă, omul um, a promis, ce vrei să facă mai mult de atât? Își dorește foarte mult, trage pentru echipă, dar are un moment prost și e presiunea foarte mare și poate e emotiv și nu mai aduce puncte. Dar nu tu ești în măsură să ne spui nouă de acasă cu cine trebuie să votăm. Fraților, votați Albert, votați Sorin. Votați Starlin, votați Andrei, votați pe cine vreți voi, pe cine susțineți, cu cine empatizați, în cine vedeți un model. Competiția asta a ajuns într-un punct foarte avansat. Din punctul meu de vedere, cred că este peste, mult peste jumătatea competiției. Nu o să mai dureze mult. Deja ne-am format o părere despre Albert, despre ăla, despre ăla. Deja fanii sunt împărțiți. Unii îl susțin pe unul, alții îl susțin pe celălalt. Știi cum e? Eu nu sunt nici mama lui, nici sora lui, nici fratele lui. Probabil sora, fratele și mama îl susțin pe X și la bine și la rău pentru că e puiul lui. Și pentru că fiecare cioară își laudă puii. Bă, indiferent dacă greșește, indiferent dacă este bun sau spune un lucru adevărat sau fals, eu îl susțin pentru că e al meu. Ei bine, noi nu avem niciun grad de rudenie cu ei, în primul rând, și noi alegem dacă să-l susținem pe X sau pe Y. Ei bine, acum, dacă unul este decăzut sportiv sau dacă unul face o greșeală, nu cred că trebuie taxat atât de crud. Adică tu, până la urmă, susții până la finalul competiției pe cine vrei tu. A fost și bun, a fost și sus, a fost și jos, ești liber să faci ce vrei. Dar nu cred că un Consiliu întreg, majoritatea echipei războinicilor, trebuie să se alieze în denigrarea unui concurent, unui coechipier, ca noi, cei de acasă, să vedem de fapt adevărata fața lui Albert. Dar o vedem și credeți-mă, vă spun încă o dată: producția își face treaba, producția arată lumii ce se întâmplă cu adevărat. Nu se montează tot, că n-ai cum să montezi tot, dar dacă unul e fals, producția o să arate chestia asta la televizor ca voi să înțelegeți. Niciodată nu s-a întâmplat la un show de televiziune ca unul să fie parșiv, să fie fals, să fie uh, actor, să joace un rol și uh, producția și televiziunea să-l pună într-o lumină foarte favorabilă. Nu, totul la un moment dat a ieșit la iveală. Așa că, fraților, sfatul meu este să susțineți pe cine vreți voi, pe cine simțiți voi că trebuie să susțineți și susțineți-vă favoriții. Creați-vă un model, învățați de la televizor că este foarte bine și uite, de la Survivor puteți învăța foarte multe lucruri. Deci pentru toți cei care mi-au comentat și mi-au răspuns, de ce tot îl susțin pe Albert dacă nu este bun sportiv? Că eu într-adevăr am fost foarte bun sportiv în competiție, dar Survivor, nu este numai despre sportivitate și asta am înțeles-o și eu în competiție de foarte târziu. De ce? Pentru că eu am fost foarte bun în primul sezon Survivor când am fost. Am adus puncte, am tras pe traseu, mi-am rupt carnea de pe mine și la propriu și la figurat. Și ce crezi? La un moment dat echipa m-a votat. De ce? Pentru că ei mă vedeau într-un fel și pentru că nu m-au mai vrut lângă ei, pur și simplu. Deci nu se merge doar pe sportivitate. Așa că survivor înseamnă social, înseamnă supraviețuire în primul rând, înseamnă sportivitate, înseamnă un avalgam de lucruri, sentimente, emoții și așa mai departe. Și cum vrei ca Albert să aducă puncte? Cum vrei să fie motivat când tu toată echipa l-ai marginalizat? Și degeaba tu spui că nu, noi am încercat să-l integrăm, dar el nu a putut. Nu frate, dacă vrei să integrezi pe cineva, dacă vrei să-l susții moral, dacă vrei să-i dai un sfat cu adevărat, crede-mă că tu știi prea bine cum să-i transmiți transmiți mesajul celui de lângă tine, ca să înțeleagă, dacă vrei. Dacă ești pe principiu că, bă, știi ceva, până la urmă în competiția asta am venit singur, pe mine mă interesează doar de mine, nu mă interesează de colegul meu. Ok, nu e nicio problemă, dar fi asumat, asumați lucrul ăsta. Voi l-ați marginalizat pe Albert, voi l-ați transformat într-o victimă în fața publicului, omul nu joacă niciun rol, omul nu joacă rolul victimei, cum au spus unii. Nu, Omul pur și simplu e el. Dacă voi ați dat în el și în fața noastră, celor de acasă, l-ați pus deoparte și este victimă, v-ați asuma lucrul ăsta. Acum voi vreți ca publicul să-l vadă urât să vă voteze pe voi? Nu frate, ca să te voteze pe tine publicul trebuie să demonstrezi. Cum? Prin tot ceea ce ești tu. Nu arătând cu degetul, vei crește tu. Nu, vezi puțin de treaba ta. vezi de emoțiile tale și de ceea ce trebuie să faci tu pe traseu. Și lumea de acasă o să vadă cine ești tu cu adevărat. Deci, susțineți Albert, susțineți Sorin, susțineți Starlin, Andrei, pe cine vreți voi. Sunteți liberi să faceți ce vreți. Ăsta este răspunsul meu. Și încă un lucru vreau să vă mai spun și anume votul publicului. Contează sau nu? Ieri m-a întrebat sora mea, surprinzător, dacă nici ea nu știa, bă frate, Până la urmă, votul ăsta publicului nu cred că contează dacă din moment ce emisiunea este înregistrată, de ce mai votează oamenii? Păi bă, fraților, treaba stă în felul următor. Am să vă explic acum ca să înțelegeți fenomenul. Sunt patru emisiuni difuzate la televizor, deci patru trasee. Joi, vineri, sâmbătă și duminică. 4 trasee înseamnă 4 zile din săptămână când se filmează traseu. Vă întrebați ce se întâmplă în celelalte zile? Ei bine, nu există pauză, există reality-uri, există interviuri sau se filmează reward-uri, cum ați văzut și petrecerea și așa mai departe. Dacă ziua de filmare se lungește foarte mult și se lasă noaptea, bineînțeles, reward-ul se filmează a doua zi. Acum să înțelegeți cum stă treaba cu voturile. Joi este zi de recompensă, reward vineri și sâmbătă sunt două zile de imunitate și, bineînțeles, de voturi. Lumea votează vineri, producția știe voturile. Sâmbătă, seară, la 11 jumătate sau 12, când se termină emisiunea, se știu și celelalte voturi. Când la noi în țară, în România, este ora 12, în Dominicană este sâmbătă ora 15, ora 3 după amiaza. Până la 3 sâmbătă, ei filmează traseul de duminică. Ce o să se dea duminică la televizor? Poate să lungesc, la 2 până la 3 până la 4, nu contează. Ei sâmbătă filmează traseul de duminică, ce o să fie difuzat la noi duminică, deci este decalaj doar de o zi. Și ei la ora 3 află votul publicului. Și seara, pe la ora 9-10 sau 11, când apucă, se filmează Consiliul de Eliminare. Deci ei de la ora 3 știu voturile și de vineri și de sâmbătă și sâmbătă seară se filmează și Consiliul de Eliminare. Iar sâmbătă noapte spre duminică plus duminică dimineața producția muncește din greu și montează emisiunea pe care noi o vedem duminică seară. Deci ăsta este fenomenul voturilor. În general decalajul este de o zi, două, trei maxim. Și de ce spun trei? Pentru că uite, de exemplu, sâmbătă ei filmează traseul și consiliul ce noi o să-l vedem duminică. Iar duminică ei pot filma emisiunea de joi, traseul de joi sau luni sau marți pot filma traseul de joi ca să aibă timp să monteze. Depinde cum își fac treburile, dar ce trebuie voi să înțelegeți este că Survivor este o emisiune în timp real. Decalajul este de o zi, două sau maxim trei. Așa că, fraților, votați! Votați-vă favoritul, pentru că asta contează. Au spus mulți Voturile n-au nicio valoare, cu siguranță e făcătură din partea producției. Din perspectiva asta, vă spun omenește, că dacă eu sunt în competiție cu Albert și Albert strânge în seara de vot 20.000 de voturi și Andrei Ciobanu strânge doar 1.500 de voturi, vă întreb, emisiunea Survivor, producătorii, pe cine vor ține în competiție? Normal că pe ăla mai votat. Ăla pe care publicul dorește, pe care publicul îl iubește, în care publicul găsește un model și pentru care să uită la emisiunea asta. Pentru că iată, Jador este în continuare acolo. De ce? Pentru că publicul îl votează. Și dacă stați să mă întrebați pe mine, cred că astăzi tot Albert va ieși pentru că lumea îl iubește așa cum este el. Nu cum vor alții să-l vedem. Dragi războinici, vă dau mesajul ăsta și o să-l vedeți probabil când o să veniți acasă. În viață, încercați să vă ridicați pe propriile voastre forțe, nu denigrând pe altul. Dacă mergeți la o emisiune de o asemenea factură, nu încercați să subestimați inteligența publicului. Pentru că și noi de acasă vedem tot ce se întâmplă. Și noi de acasă vedem dacă unul aduce sau nu aduce puncte. Dar totuși, votăm cu inima și votăm cum credem. Cam asta a fost vlogul meu, dragilor. A fost interesant, da sau nu, nu știu, lăsați mi în comentarii. Lăsați-mi uh, curiozități pe care vreți să le aflați și lucruri pe care vi le pot clarifica, dacă o să pot să vi le clarific. Lăsați-mi părerea voastră despre tot ce se întâmplă cu Albert sau cu faimoșii, pentru că, iată, pe canalul ăsta avem și uh, fani ai faimoșilor și o să încep să fac vloguri și cu faimoșii și o să vedeți. Uh, nu uitați că urmează un vlog cu camara și o să vedeți foarte multe lucruri pe care le-a spus și chiar am nevoie de părerea voastră. Nu uitați să vă abonați la acest canal, bineînțeles, dacă vă place, să dați un like și să fiți alături de mine și pe Instagram. Foarte important. Vă mulțumesc din suflet, vă doresc o seară minunată, să aveți grijă de voi și uitați-vă în continuare la Survivor!